Păi, prieteni, bine v-am găsit aici la un nou episod cu FC Dinamo. Și avem un meci șmecher ștecher împotriva celor de la Astra în Cupa României, în Cupa asta frumoasă, care desigur vreau neapărat să o câștig. Asta este noul meu obiectiv propus așa pe lângă să ajung în play-off, nu play-out, play-off, care desigur mai mult ca sigur o să realizăm, ceea ce, hei, vreau să câștig neapărat Cupa. Cupa ne garantează o șansă, orice cupă, în orice campionat, tot timpul cupele acestea garantează șansa echipei respective să joace așa câteva baraje, câteva meciuri de alea de calificare și ne putem califica pe 3 ori parec. Deci dacă câștigăm, nu știu, 2, 3, cred că 3, 3 meciuri de astea tip baraj, ne putem ușor, ușor califica spre Europa League. Deci este o șansă foarte mare pentru noi să facem asta, doar să nu o întâlnim pe viitorul în cupă, că viitorul până acum mi-a pus non-stop bețe în roate. Dar hai să ne concentrăm acum pe Astra. O, Alibek! Alibek aici, un prim șut pe poartă. Alibek, jucător de calitate, jucătorul acesta fantastic. Ia uite aici pe Parrott, care pasează la Burke. Burke acolo, prins între doi oameni, dar să nu uităm că Burke este bizonul, scapă liber, gol, bizonul! Burke, imparabil, incredibil acest jucător, Burke, rupe totul, frate, bizonul, când mă gândesc că o să mai vină adevăratul bizonul imediat, știi cum zic, bizonul 2.0 cu bizonul 1. Doamne, doamne, dar ce fain a mers. Când a fost acolo între doi adversari, pur și simplu fizică lui, n-a lăsat pe nimeni, știi, să-i dea tackle. Și după care a fost o gafă monumentală pentru cei de la Astra. L-au lăsat acolo liber, n-a fost niciunul, știi, să mă blocheze, să dea un tackle, ceva, un slide. Absolut nimic. Fantastic. Foarte bine. Deschidem scorul foarte repede aici în acest meci. Bravo, Bizonu. Omul nostru de încredere pe lângă Nistor, care, mă rog, în realitate a făcut el ce a făcut, dar pe moment în joc este omul nostru. Foarte bine aici, Mârjleac. Apropo, s-a accidentat iar Fabrini. Cred că jocul ăsta este puțin prea realist. Ca și în realitate, Fabrini ăsta se accidentează pe sistem 3 de turbo. Chiar dacă e un jucător foarte bun și mai dă pase, mai dă goluri, are statistici foarte faine, frate, prea des se accidentează acolo. Discutabil a fost ca un foul pe Sands. Stai să vedem ce. Da, ni se dă lovitură liberă. Aș putea să încerc să dau la poartă sau aș putea pasa acelui jucător. Ia să vedem. Oi! Ai, mă, fix în portar. Ai, era gol sigur ăsta. Dacă era Burke, să zic, știu, un atacant, nu neapărat mărgi la care cede. Ai, poate am un miciu dacă trebuie să șutez din poziția aia. A fost foarte bună poziția. Am zis să fiu eu sigur să dau gol, să-i pasez la ala repede pe întoarcere gol, știi? Dar, ia uite că am greșit tactica. Na, asta este, dacă se mai întâmplă, vedem noi. Dar, pe de altă parte, să fiu sincer cu voi, că oricum nu na, trebuie să fiu sincer. E foarte greu să dai un gol din lovitură liberă în jocul ăsta. Oi, Ioani, ce faci, mă? Puteai să o prinzi în mâna aia, nu era greu? Fuuu, na, acolo a fost... A fost... Nașba. Matei, wow! Grijă, băieți, grijă, grijă, că ne atacă asta! Nu, 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 ai! Unul la unul egalează Astra. Am simțit-o, parcă puteați și voi să vă ziceți cum am reacționat eu, cred că la față. Am văzut pur și simplu prea mult forțau cei de la Astra, nu puteam să recuperez mingea, uite, nici bine că ai ajuns la numărul 3, la, cred că la egiptean, mingea, și că fără să fac eu, să apăs pas, zbura mingea de la el. Știi? Ai de capul meu, ne egalează Astra aici, prin Matei. Ai de capul meu, numărul 29, în 29, fai ce meci avem noi astăzi. Ok, hai Burke, mai dă încă un gol, sau Hanka, tu acolo, frățicule, arată-le ăstra ce-au pierdut timp de un an. Arată, bă, ce jucător ești tu, băi, Hanka. Nebunule, care ești tu, nebun. Din păcate, nu mai am ce să-i fac, trebuie să fac schimbarea, trebuie să scot pe Burke, singurul care poate mai avea o șansă. A fost foarte, foarte epuizat, în ce drept a început acest meci cu puțin stamina lipsă, dar nu mult, da, acolo, așa, e un pic.
Da, asta este, am spus de câteva ori, una din problemele care le-am la Dinamo este că după minutul 60-70 echipa e cam gata de a, știi cum zic, și foarte, foarte greu dau goluri după minutul 60-70, da. Da, să vedem, cred că oricum va fi tur-retur în această cupă, nu știu, sigur, uai, bravo Bagayoko, bravo, bă, nene, mă. Păcat că nici tu n-a putut să fac un stop mai frumos acolo. Prinde-o Ioani, bravo. Bagayogo acolo mi-a cam salvat. Doamne, da, uite, mă, că nu pot să fac nimic, mă, cum joacă Astra. Fantastic, mă, nene, mă. Nistor, bă, Nistor ăsta, mă, peste tă, țac, pa, dreapta, stânga, e R, B, e cam, e S, T. Fantastic e jucătorul ăsta. Alibek, Alibeci, ce face Alibeci? Prefer să pasez la Biceanu, Biceanu. Ai, nu, din nou, nu-mi plac pasele astea. Bravo, Ioani, ca în rog că șutul n-a fost foarte periculos. Ai, așa de, aoleo, cum am dat-o ca naiba. Nu pot să cred, dar din nou Astra, din nou Astra. Uf, băi, cum joacă Astra, mă, în ultima repriză și nu știu de ce le-au dat o lovitură liberă, nu rețin să vedea vreun tackle, un ceva, o fault. Ok, Ioani, Ioani, astăzi ai avut de lucru, bro. Astăzi ai avut de lucru să-mi bag piciorul. Opa, din nou Matei. Din nou Matei, ca noroc că o dă rău. Hai băieți, hai băieți, poate asta este ultima noastră șansă de a da un gol frumos, așa, ai, ce dracu ne-ai cuțesc, bă, stai în spatele lui ăla, hai bro, repede, 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 aoleu, nici, nu, ai, era oricum prea mulți în apărare, Schiffler final, 1-1, 1-1, acum să vedem, va fi extra time sau e tur-retur aici, nici eu nu știu. Hai să vedem. A, da, este extra time, este timp suplimentar. Ok, deci nu-i tur-retur, extra time. Hai să vedem cum ne vom descurca, având în vedere că echipa mea nu prea știe să dea gol în minutul, în, mă rog, cea de-a doua repriză. Oare vom reuși să dăm un extra time? Dacă nu, se va ajunge la penaltiuri. Doamne feri. Ai, ce faceți, mă, nene, mă? Da, totuși mi-am amintit că și Neicuțescu poate să joace S.T. Mi-am amintit din Football Manager, că așa acolo e S.T.O. băiatul. Și am zis că na, la fix avem așa și S.T. cu Neicuțescu, o să-l mai evoluez acolo pe atac, știi? Pe strike, pe finishing, pe toate cele. Și vedem, noi poate-l facem S.T., nu L.M. L.M., C.M., mă rog, eu L.M. îl foloseam ca și C.M. în ultima perioadă. Ia la aici, Neicuțescu, vorbeam de el, Brito. Brito, ți-am zis să pasez, mă! Doamne, când apăs să paseze și parcă stă 2 secunde și după aceea vine apărătorul, știi, și intră în el așa ca și un tir. Bum. Da, ce să-i și faci. A doua parte de extra time începe acum. Oh, Doamne, cred că ne vom apropia de 11 metri. La cum atacă Astra, să vă zic, cred că ar fi spre binele nostru să ajungem la 11 metri și să nu dea ei gol. Hanca, bravo, bravo Hanca, o gogo acolo, Brito, repede, repede băieți, pase, 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 dar e real cum joacă Astra, mă, eu nu știu ce vă dați voi seama dintr-un video, dar, băi, nene, mă, dacă ar fi Ultimate Team, aș zice că le-au dat ceva script la băieții ăștia, uimitor cum joacă. Și cartonașul galben, cred că a fost Hanca, da, Hanca a fost cartonașul galben. Ai, bro, ai grijă ce faci acolo. Știu că acum cu extra time-uri, cu minuși de astea, suntem mai nervoși. Vrem să dăm gol, să mergem acasă. Dar, na, ce să-i și faci. Hai să dăm aici, se continuă, continuă faza Astra. Băi, unde o dă nebunul ăsta? Unde o dă nebunul ăsta, bă? Programul spațial din Giurgiu. Pui racheta pe o platformă și l-aduci pe băiatul ăsta să-i dea un șut în cur la rachetă și o aruncă în cosmos. Hai de capul meu. Stai, nu, wow. Iarăși, iarăși atacă ăștia, bă, să-mi bag piciorul. Stai, ok, ok.
Cred că mai mult ca sigur o să fie lovitor de 11 metri și adică n-am mai dat lovitor de 11 metri. Să fiu sincer, am puțin emoții. Nu știu cu ăsta cu calculatorul cum e, că în Ultimate Team mai știu eu cum să dau, cum să apăr și toate cele, dar... 11 metri. Lovituri de 11 metri. Na, hai să vedem. Nistor. Bun. Neicuțescu. Ce? Asraf. Apărător Asraf. Hanka. Ok. De fapt, hai că îl urc panca acolo. Brito. Ok. Ogogo, Galindo, așa, Sin, Bagayogo, Grigore, Ioani. Da, ce se și face. Ai, am crezut că dă... Ai, de pula mea. Na, ok. Hai să vedem. Nistor! Ha-ha! Bun. Asta unde dă? Ai, de n-am crezut că o dai pe centru, Tamaș. Hai să văd. Bun, Necuțescu. Hai! Nu pot să cred. În Ultimate Team e mult mai ușor să aperi. N-ai că am zis-o. Stai. Nu! Ai, ce prostie, băca mea! Și pierd 11 metri. Nu! Ai, că țineam ăla acolo, au făcut prea mare și mi-au vibrat maneta și m-am hazardat. Ai, nu pot să cred. Bun. Mă trebuie să apăr. Unde o dai, frate? Unde o dai? Este, mă, Ioane! Este, mă! Doamne, dă-ți sănătate! Cum căcat au apărat-o pe asta? Nu înțeleg. Frate, ce fain am dat-o. Ia, bum, vitez, acolo lângă bară, în pula mea, lângă bară, mă. Fii atent. Ai. Na, Astra ne-a scos din cupă. Fix cupa care mi-era atât de importantă, m-a scos Astra. Uai, să-mi bag piciorul. Da, puțin, cum zic, am văzut Titanicul. Da, s-a scufundat rău de tot. Da, asta este, ne-au scos din cupă. Asta înseamnă un singur lucru, că trebuie să ne concentrăm de vreo 3 ori mai mult pe campionat. Înseamnă că trebuie să scot măcar locul 3 sau 2 în campionat, locul 1. Mi-e greu, cred că o să fie foarte greu să o detronez pe CFR. Măcar 2 sau 3, știi, Europa League să am acolo. Okay. Acum că nu am ăsta cupa. Cameaș, mă. Dar pur și simplu mi-e greu să explic ce s-a întâmplat în meciul acesta cu Astra. Că au jucat incredibil dubios, aș putea exagera, să zic dubios de bine. De parcă au avut acel script, acel lucru, știi, care pur și simplu, bă, nu ne pasă cine ești, putea fi și nu știu cine, că ăștia dau gol, știi? Ha, da. Nici nu știu, Grigore, puțin că am obosit, dar n-am alt CB-cul. Ba, Pulzici, că și-a revenit, ok. Pulici, pardon. Așa, na, ce să-i faci, jucăm și pe Legendary, nu pe World Class, nu pe Steam Pro, nu pe Amateur. Și Dinamo, o echipă care non-stop e în play-out. Știi cum zic, am luat o echipă grea. Și asta, practic, îmi și doream. Știu să am puțin, să am de lucru la această echipă. De asta tot timpul aleg echipele unde să am cât de cât de lucru. De aia nici nu știu dacă anul acesta am să fac career mode cu Liverpool, că Liverpool mi se pare o echipă perfectă. Incredibil de perfectă, prea bună. Cum de exemplu este și chiar și Manchester City. Și Manchester City, frate, nici nu știu ce poți să faci acolo. Schimb doi apărători și atât, nu? Poate și un mijlocaș. N-ai ce să faci la echipele astea, știi cum zic? De asta și câteodată cu Bayern rar mai jucam, că era o echipă mult prea bună. Am u că Real Madrid și Barcelona, într-adevăr, acolo sunt alte chestii.
colosate chestii. Oh, nu-i fault. Ba, e fault. Cristea mi-l faultează pe Parrot, care încă caută primul lui gol, încă își caută așa poziția în echipă. Ia să vedem aici. Din nou pasez, din nou măresc un pic. Dar ce dracu nu mă mârji la când stă acolo, mă? Eu nu înțeleg. De ce nu-mi stă un atacant? De ce nu-mi stă un Hanca măcar? Stă CD-mul. Știi, hop, CD-mul, care îi... Na, CD-m. Am spus totul, cred că, când am zis CD-m, nu? Ai de capul meu plus, na, ia, marele derby cu FCSB, nici nu e așa mare derby acum când vin cu vorba aia, cu coada între picioare după haosul cu Astra. Da, ia, players to watch, Coman și Burke, băieții noștri, ce se și face. Ia, uite așa, vână, n-au de-a criticile, vână, ăla are pace, are pace băiatul. Bagayogo, asta este scoat în out. Nu ne supărăm, au fost doi adversari pe tine, te înțelegem. Hezdem din nou vână la balon, pasez la Nedelcu. Nedelcu acolo a încercat el să fie șmecher cu o pasă. N-a gândit-o rău, dar execuția a fost spre binele nostru. Ia să zicem așa, foarte bine, Parrot. No, de ce ai făcut asta, mă, Nistor? Băgaș? Pui mei, că mingea nici n-a fost cu viteză, nici nimic, el nu știu ce a făcut cu piciorul, știi, să-și dea mingea în față, când are un adversar în față, mă, trebuie să ții mingea aproape de corp. Of, Doamne, suntem din nou Nistor aici, nu s-a format chimia între Parrot și Nistor și echipă, plus că tot, eu chiar tot uit să-l pun pe training. Și asta, da, nu-i de-a bună treie, neapărat să o pun pe training, să nu mai uit. Azi suntem aici, Denisman cu Tănas, a fost acolo 1-2, 1-2, pac, pac, țac, pac. Denisman, he, a scos un out. Hanca, mă, de nicăieri, și nu e offside. Uite-l, mă! Revenirea la Dinamo i-a prins bine lui Hanca, care deschide aici scorul înainte de pauză împotriva rivalei FCSB. Forță, mă! Hai să ne vedem din nou faza. Ia uite aici așa ce 1-2 rapid a fost acolo cu Burke și din fața lui Vlad, nici nu știu cum să reacționeze, n-a sărit, n-a schițat nimic. Fantastic, Hanca, bravo, mă, Sergiu Hanca, înainte de pauză deschide scorul aici. Merem la vestiare mult mai liniștiți, să spunem așa. Golul lui Hanca. Uite-l, măi, pe Hanca. Ce bine că l-am cumpărat. Super. Schimbări? Nu, încă hai că mai joc puțin cu ei și după aceea o să o schimb pe Burke și vedem și că Hanca, am văzut acolo că e puțin cam obosit. Numai că am o știi cum e, a și dat golul, a dat singur, practic e singurul nostru gol acolo, dat de către Hanca. Ia să dăm așa pas, câteva pase cu călcăiu, Parrot frumos, i-a lăsat aici la Nistor, dar Nistor n-a mai reușit să o dirigeze și a intrat direct în Pleanici. Din nou vână la balon, pasă scurtă la Benedetti. Ok, de parcă cei de la FCSB n-au avut de știi jucători pe LB, ia uite-l și pe Benedetti. Na, de aici, încă unul. Trase. Ești Denisman, foarte bine, foarte bine băieți, foarte bine Nistor, așa, Parrot, bun, către Burke, stopul n-a fost rău, șută Burke, dar n-a fost să fie. Nicuțescu! dublă, două boabe, două goluri. Neicuțescu a intrat pe teren în locul lui Burke. Își face treaba, își face datoria. Ai, câtă concentrare a fost și din partea mea acolo. S-a zis, ăsta e gol, am scăpat liber. Hai și boom! Incredibil ce slab e Vlad ăsta în poartă. Doamne, nu știu de ce nu joacă pe Pălgrădean, e dubios. Dar, da, două boabe împotriva celor de la FCSB. E foarte interesant jocul, cum când joc împotriva celor de la FCSB, tot timpul câștig. Joc cu CFR-ul, iarăși câștig. Joc cu aia, câștig. Joc cu Viitorul, mă anihilează. Joc cu Astra, mă anihilează.
am simulat un meci, nici nu mai știu, cu Sepsi oare, am pierdut și am mai simulat un meci cu nu știu care, am făcut egal. Știi, deci parcă cu echipele mari cât de cât mai jucăm, dar nu neapărat, nici nu știu, Dinamo parcă ar trece prin anumite perioade. E o perioadă când batem, câștigăm, în altele nu, în altă perioadă zici că batem echipele mari, câteodată ne împiedicăm de alea mici. Dracu știi, măi, dubios, dubios. Oricum, hei, batem pe FCSB, mai mult ca sigur, 2-0, și încă tot noi atacăm aici, uite-l pe Sin... N-a fost rău, Hanca! Dublă! Dublă! Hanca! Revine la Dinamo, uite-l, măi, două boabe. Două boabe. Hanca, mă. Ce jucător, ce jucător. Fantastic, băiatul ăsta aia. Din nou, pac aici cu Sin. Și ce bine s-a poziționat acolo Hanca și așa cu capul. Pac! Îmi place de Vlad cum sărea acolo. Ia, uite, ia cum sare Vlad. Gen... Oh, Vlad. Catastrofă. E bun, 3-0 și dublă Hanca. Cum ar fi un hat-trick cu Hanca, dar e cam greu. Dar ar fi genial. Ia uite, ce obosit e Hanca. Ar trebui să-l scot de pe teren, să nu riscăm o accidentare. Hanca la balon, Hanca! Shoot, dar apără Vlad. Aproape de hat-trick. Ne apropiem de finalul acestui meci. Am mai încercat acolo să forțez cu Hanca hat-trick-ul, chiar dacă practic îl forțez mai mult pe el, riscând o accidentare, că nu prea mai are stamina. N-am reușit, din câte se vede, tot același este scorul și tot FCSB-ul ține de balon, dar nu că ar vrea să atace sau cea mai mult încearcă acolo pe hârtie, știi, să arete că au posesie băieții. Bizonul nu cred că va da gol, deja este omul nostru, deja știi cum e omul nostru din interior, nu are cum să dea gol, știi cum zic. Bun, hai că victoria asta împotriva FCSB-ului m-a mai îmbucurat așa. Foarte bine băieți, bravo Hanca asta, bă, incredibil, 9.3 scorul, man of the match, 2 goluri, forță. Bun. Sorry, can we just grab a moment of your time? Așa și desigur, eternul Burke. Eternul Burke care e forță. Bun. Așa, i-am laudat pe toți. Foarte bine, toți sunt foarte, foarte fericiți. Ne consolidăm poziția numărul 3 aici. Toți ziceam că o să-l mai pun și pe ăsta o să evolueze. Ioani parcă un picuț cam greu evoluează. După, dacă ne uităm după acele bări, sau cum să zic așa, de evoluție, cam greu. Alvarez, hai că scoatem pe Alvarez, o să-l pun pe atacantul meu Parrot, unde e shooting, așa, cât mai mult acolo pe shooting Parrot. Neicuțescu foarte bine, deja devine o rezervă foarte bună și Eternal Sands, care acum evoluează la 70 overall, foarte bine acolo, pe pase, pe defense, pe una, pe alta. Facem noi acolo să fie jucători de calitate. Și să nu uit că totuși Sanzi ar fi foarte bun și ca și CB, deci n-ar strica să le evoluez poate și acolo pe poziția de CB, știi, pe sliding și standing tackle. Că dacă în cel mai rău caz, iarăși mi se accentează un jucător sau ceva, știi, să-l am pe ăsta un 2, să-l pun acolo și să salvez situația, să zic așa. Este de mare, sliding, stand, tackle, 69. Aproape, că ia să vedem dacă îl compar cu ăsta, cu Pulici. Ok, deja e un picuț o idee mai bun Grigore ca Pulici. Hai că o să lăsăm atunci pe acolo titular și am văzut că Grigore poate joace și LB. Îl pun aici mai aproape de LB. Dacă nu, chiar că poate el o să fie LB-ul nostru și atunci o să-l pun pe altul acolo. Și asta ar fi o idee. Numai că, dacă ne uităm la strict pe statisticile de apărător, e deja mai bun, numai că nu prea are tip de atac. Ea n-are un dribbling, n-are un finishing, n-are un pas, n-are pase, n-are nimic și de asta zic că mai degrabă CB Grigore. Da, ok. Bun. Nu-i rău, o să fie și un meci aici cu cu Gazmetan. Dar asta o să fie în episodul viitor, am nevoie de pauză. Doamne, cum fă meciul ăla cu asta. Da, asta este, nu uitați să dați click pe acel buton de like, vă rog frumos, ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa!